Iată, aici este turla de la intrare, iar biserica propriu-zisă este ceva mai în spate, iată acolo după brazii, uite ce frumos. Iar peste drum e cealaltă biserică, eu tot opresc filmarea că mai trece câte o mașină și eu mă feresc de trafic de numă. Iată, Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Băile Tușnad. Iată ce turlă frumoasă are la intrare, de aici este gardul. Și imediat după gard câteva trepte și turla asta, da? Hai să vedem. Uite, asta este accesul. Da? Acest turn vopsit. Iată biserica în spate și accesul prin acest turn. Foarte frumos lucrăză. Este deschis, asta este poarta prin care intrăm. Să vedem, uite, cât e de frumos. Uite, steagul României la Troiță. Iar aici suntem în turn. La parter, pe unde trecem ca să avem acces către biserică. Peste drum este valea pe unde curge Oltul. Deci putem să-i spunem Valea Oltului, dar nu e chiar Valea Oltului, ca era altă parte. Noi suntem aici la Băile Tușnad. Și filmăm Sfinți la Biserica Adormirea Maicii Domnului. Iată, încă o troiță, uite ce frumos este. Da, deci suntem în Băile Tușnad, iată ce frumos. Decembrie 20, 2022. Uite turnul, uite ce frumos. Uite. Asta a fost din interior spre șosea, așa. Aici avem niște vecini. Așa. Iată, suntem mai sus aici, pentru că terenul este de nivel, suntem pe vale, totuși o vale destul de abrupte. Da, acolo este șoseaua cu trafic, acolo este turnul de intrare și cealaltă biserică peste drum. Troița foarte frumoasă. Biserica foarte frumoasă. Iată biserica ortodoxă. Și cealaltă troiță în parte. E și un mormânt pe stânga. Ia uite ce arhitectură frumoasă. Pridvorul. Constantin Gane. Preasfinția sa. Se află adormit aici. Iată pridvorul bisericii cu picturile. Iar de ce sculptură extraordinară pe ușa de biserică, n-am mai văzut așa. Deci în biserică este cald, arde focul. E cald și foarte plăcut. Și foarte frumos. Și acum privim și din alt unghi. Biserica din Băile Tușnad, Biserica Ortodoxă.